Bine v-am regăsit! Azi vă voi vorbi despre legile naturii în cea mai bună dintre lumile posibile. Cel care a formulat ideea că trăim în cea mai bună dintre lumile posibile este filozoful și matematicianul german Gottfried Leibniz, unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai iluminismului. Leibniz a ajuns la această concluzie pe baza unui raționament pe care vi-l prezint într-o formă simplificată. Dumnezeu, fiind atotputernic, putea să creeze orice univers, orice fel de univers. De asemenea, Dumnezeu este rațional și este bun. Atunci, dacă Dumnezeu a ales să creeze acest univers, înseamnă că acesta este cel mai bun univers posibil. Trebuie să vă spun că nu știu dacă este așa și mulți gânditori și filozofi au criticat și critică încă raționamentul lui Leibniz. De asemenea, nu intenționez să vorbesc despre aspectele morale legate de acest raționament. Ceea ce vreau este să încercăm să analizăm în ce măsură legile naturii din universul în care trăim sunt sau nu sunt cele mai bune posibil. Prima observație pe care trebuie să o fac este aceea că în universul în care trăim, toate legile naturii par să fie exact așa cum trebuie ca să apară viața, ca să apară evoluția și, în final, noi oamenii. Această observație face parte din ceea ce se numește principiul antropic. Și acest principiu are două variante. Întâi avem principiul antropic slab, să-i spunem așa, care spune că e normal să fie așa, altfel n-am fi aici ca să observăm acest lucru. Deci principiul antropic slab spune de fapt că nu e nici noroc și nici coincidență faptul că trăim într-un univers cu legi ale naturii care permit apariția și existența vieții. N-am fi aici să ne bucurăm de acest lucru dacă n-ar fi așa. Cu alte cuvinte, e ca în bancul următor. Un om a căzut într-o gură de canal pentru că nu era pus capacul metalic și când a ajuns jos, s-a uitat spre gura canalului și a spus ce noroc am că nu e pus capacul pentru că altfel nu puteam să ies de aici. Ce spune varianta dură a principiului antropic? Ea susține că universul este așa cum este și are legile pe care le are, tocmai ca să apară viața, ca să apărăm noi oamenii. Cu alte cuvinte, această variantă tare, să zicem așa, dură a principiului antropic, presupune că universul are un scop, iar scopul este apariția vieții inteligente, poate a conștiinței. Să vedem întâi cum s-a ajuns la concluzia că legile universului în care trăim sunt exact așa cum trebuie ca să apară viața. Legile naturii în expresiile lor matematice conțin constante. Unele dintre aceste constante sunt numite parametri liberi pentru că ele nu pot fi calculate. Nu putem sta în fotoliu calculând, făcând deducții logice și găsind valoarea acestor constante. Ele trebuie măsurate, pentru că ele sunt proprietăți ale universului în care trăim. De pildă, avem de la Newton legea atracției universale. Această lege, ca toate legile fizicii, este un model matematic care ne permite să calculăm interacțiunile gravitaționale dintre corpuri. Dar după cum vedeți, expresia ei conține o constantă, constanta K, care se numește chiar constanta atracției universale. Iar valoarea acestei constante nu se poate obține prin calcule. Când Newton a publicat legea atracției universale în celebra lucrare Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica, în anul 1687, el nu cunoștea valoarea constantei K. N-avea mijloacele tehnice, experimentale,
necesare ca să poată să măsoare valoarea acestei constante. Valoarea ei a fost măsurată cu aproape 111 ani mai târziu, tot de un englez, Henry Cavendish. Am discutat despre toate astea în cursul de mecanică Legea Atracției Universale, al cărui link îl găsiți în descriere. Și acum apare întrebarea, putea această constantă să aibă altă valoare? Nu știu, dar până la urmă, de ce nu? Dar dacă ar avea altă valoare, fie nu s-ar putea forma stele, pentru că gravitația joacă un rol foarte important în formarea unei stele și în evoluția stelelor, fie nu s-ar putea forma sisteme planetare sau galaxii, rata expansiunii Universului ar fi alta și atunci tot ce se întâmplă s-ar întâmpla altfel. Deci, consecințele ar fi că n-ar putea să existe galaxii, sisteme planetare și așa mai departe, ceea ce ar însemna că n-am putea exista noi, oamenii. Există foarte multe astfel de constante în legile naturii. În cazul unora dintre ele, se poate demonstra că o schimbare foarte, foarte mică în valoarea lor, să spunem la a nu știu câta zecimală, ar face imposibilă însăși apariția atomilor și moleculelor. Ceea ce înseamnă că, evident, n-aș mai fi aici să vă vorbesc și voi n-ați fi acolo unde sunteți ca să mă ascultați. Se poate observa, deci, că toți acești parametri liberi din legile naturii au exact valorile necesare ca să poată să apară atomi, molecule, stele, planete, substanțe organice, celule vii și să aibă loc, până la urmă, evoluția care să ducă la apariția omului. A apărut chiar o expresie pentru asta, se spune că Universul este setat sau acordat pentru apariția vieții a omului și a conștiinței. Azi însă nu vreau să dezvolt această idee, voi vorbi poate altcândva despre ea. Așa cum am mai spus, azi voi încerca să analizez în ce măsură legile naturii din universul în care trăim sunt sau nu cele mai bune posibil. Și vreau să fac acest lucru folosind următoarea metodă. Să vedem ce consecințe ar avea câteva dintre cele mai cunoscute idei din literatura și filmele științifico-fantastice. Idei care nu pot fi realizate decât dacă schimbăm legile fizicii. Unul dintre primii și cei mai mari scriitori de literatură științifico-fantastică este Herbert George Wells. Cred că ajunge să vă amintesc trei titluri ca să vă conving de acest lucru. Mașina timpului, Omul invizibil, Războiul lumilor. Au fost toate trei ecranizate nu doar o dată, iar ideile care stau la baza lor au fost reluate de sute de ori în filme și în lucrări științifico-fantastice. Dar Wells are și multe alte lucrări interesante și bine scrise, cum ar fi Insula doctorului Moreau, sau Oul de cristal, Primii oameni în lună, Hrana zeilor, și vă recomand călduros să le citiți, sunt sigur că vă vor plăcea și vă vor pune pe gânduri. Să vorbim întâi despre omul invizibil. Cei mai mulți oameni, când aud pentru întâia oară această idee, spun ce bine ar fi să pot deveni invizibil și încep să-și imagineze tot felul de lucruri pe care le-ar putea face fiind invizibili. Dar romanul lui Wells ne arată că invizibilitatea nu aduce până la urmă decât necazuri, dezavantaje, iar personajul principal, Griffin, trebuie să se străduiască aproape tot timpul să fie vizibil. Și pentru asta folosește haine care îl acoperă complet, bandaje, ochelari și așa mai departe. Mai mult decât atât, el trebuie să angajeze o persoană care să rezolve tot felul de lucruri pe care el, fiind invizibil, nu le mai poate rezolva. Dar partea cea mai rea, care i-a scăpat lui Wells
intenționat sau nu, nu știu, și a trecut neobservată și de criticii literari, probabil din cauza că aceștia nu cunosc destulă fizică, și nu spun asta ca un reproș, nu poți să le știi pe toate. Poți să ai senzația că le știi pe toate, dar atunci, atenție, ceva nu e în regulă. Necazul cel mai mare, dezavantajul major pe care îl ai dacă ești invizibil, este acela că ești orb. În ochi găsim echivalentul funcțional al unei lentile, cristalinul. El concentrează razele de lumină pe retină, unde lumina este absorbită și energia ei este amplificată și transformată în semnale electrice care se duc la creier. Dar dacă ești invizibil, înseamnă că ești perfect transparent. Lumina trece prin corpul tău fără a fi absorbită sau deviată. Și atunci se poate spune același lucru și despre cristalin. Dar dacă cristalinul este perfect transparent, nu poate devia razele de lumină, el nu-și mai poate îndeplini funcția de a concentra lumina pe retină. Și chiar dacă ar putea, retina nu-și poate nici ea îndeplini funcția, pentru că e invizibilă, nu absorbe lumina ca să facă ceea ce am spus că trebuie să facă pentru a apărea semnalele electrice care să ajungă la creier. Așa că prețul pentru a fi invizibil este foarte mare, te face orb. Concluzia e mai bine așa cum e, și anume vizibil. Un alt personaj cu calități neobișnuite, cred că dintr-o carte a scriitorilor ruși Voiskunski și Lukodianov, este omul care poate să treacă prin orice, să-i spunem omul penetrabil. Din nou, pare extraordinar să poți să treci prin ziduri, să nu te poată opri sau răni nimic. Nu ți-e teamă nici de gloanțe, nu? Dar dacă ai fi așa, oare n-ai intra în pământ? Cum ai putea să stai la suprafața pământului dacă corpurile celelalte nu pot produce forțe asupra ta? Apoi, cum ai respira dacă aerul trece prin corpul tău? Și încă ceva. Omul invizibil pierdea un simț, văzul. Omul penetrabil ar pierde mai multe. În primul rând, el ar fi surd. Ar fi surd pentru că mecanismul simțului sonor începe la timpan. Acolo, vibrațiile sonore ale aerului pun în mișcare timpanul. Dar dacă aerul trece prin timpan, aceste vibrații nu mai pot pune în mișcare timpanul și totul s-a terminat. Ești surd. Apoi, n-ar putea mirosi, pentru că simțul mirosului se bazează pe interacțiuni între molecule din aer și celule specializate din nas. Dar dacă moleculele respective nu mai interacționează cu celulele, ci trec prin ele, atunci nici simțul mirosului nu mai are cum să funcționeze. De asemenea, este evident de ce omul penetrabil n-ar avea simț tactil. Și apoi, cum ar putea să mănânce, să guste mâncarea, să digere mâncarea un om penetrabil? Cu alte cuvinte, această însușire care pare extraordinară aduce foarte multe dezavantaje, dintre care unele sunt foarte grave. Să mai vedem și să mai auzim câteva idei din literatura și din filmele științifico-fantastice și să ne bucurăm de faptul că suntem vizibili și impenetrabili, așa că putem să vedem și să auzim. Călătoria în timp. Unii cred că ar fi interesant să poți să-ți vezi viitorul. Dar dacă ne gândim un pic, ar mai avea viața farmec dacă am ști ce urmează? Eu nu cred și de aceea n-aș vrea pentru nimic în lume să îmi cunosc viitorul. Există povestiri științifico-fantastice și filme, o grămadă pe tema asta și cam toate ajung la concluzia că nu e bine să-ți vezi viitorul. Un film pe care îl revedem mai poate avea farmecul pe care l-a avut atunci când l-am văzut întâia oară? Nu cred.
Viața este interesantă, mai ales datorită faptului că este imprevizibilă. Viitorul nu este cunoscut și trăim pentru că suntem curioși să vedem ce urmează, ce se mai întâmplă. Dar călătoria în trecut. N-ar fi bine să ne ducem în trecut și să îndreptăm greșelile pe care le-am făcut? Dar dacă Leibniz are dreptate și trăim în cea mai bună dintre lumile posibile, atunci schimbările pe care le-am face ar avea consecințe negative. Viața noastră și a altora ar deveni mai rea, nu mai bună în urma acestor schimbări. Există multă literatură științifică-fantastică pe această temă și mai ales multe filme care încearcă să demonstreze acest lucru. E greu de crezut că am putea schimba trecutul fără a produce consecințe negative. Și mai e ceva. Așa cum am spus în clipul Paradox, călătoria în trecut produce numeroase paradoxuri. Așa că probabil e mai bine să nu călătorim în timp, așa cum am spus în același clip, decât înainte și cu viteză normală. În final, încă o modificare a legilor naturii la care s-au gândit atât scriitorii de literatură științifico-fantastică, cât și mulți oameni, pentru că i-am auzit pe unii spunând ce bine ar fi dacă n-am avea greutate. Ei bine, aici intervine din nou Wells, care descrie în Primii oameni în lună cum un inventator reușește să obțină un material prin care gravitația nu poate acționa. Gândiți-vă că dacă ați avea o bucată de tablă de vreun metru pătrat, confecționată din materialul respectiv, și v-ați urca pe ea, n-ați mai avea greutate. Ce bine ar fi, nu? Ei bine, n-ar fi bine deloc. Iar Wells descrie ce s-ar întâmpla dacă ar exista un astfel de material. Nu vă spun ce s-ar întâmpla, vreau să vă fac curioși. Poate veți citi Primii oameni în lună. Vă spun doar că dacă ați crezut că ar fi bine să avem un astfel de material, ați uitat că nu doar noi, cei care stăm pe tabla respectivă, nu avem greutate. Nici aerul de deasupra ei nu ar mai avea greutate și gândiți-vă ce s-ar întâmpla ținând cont de presiunea atmosferică. În fine, dacă veți analiza ideile din literatura științifico-fantastică care descriu lucruri ce se pot întâmpla doar dacă schimbăm legile naturii, veți vedea de fiecare dată că dacă ne gândim la toate consecințele ideilor respective, lucrurile nu sunt nici pe departe așa cum ne-ar plăcea să fie. Atenție, m-am referit aici la literatura și filmele științifico-fantastice care își merită acest nume. Din păcate, azi se confundă genul SF cu genul fantastic și sunt două lucruri total diferite. Dacă este vorba despre balauri care scot flăcări pe nas sau despre extratereștri care vin pe pământ ca să mănânce sarmale, atunci cu siguranță nu este vorba despre genul științifico-fantastic. Concluzia este următoarea. Cel puțin în ceea ce privește legile naturii, Leibniz a avut dreptate. Trăim în cea mai bună dintre lumile posibile. Dacă ați crezut că am putea să schimbăm legile naturii în așa fel încât universul să devină un loc mai plăcut, atunci probabil lumea nu este cum credeți. La revedere!